Între timp, la parchetul general continuă audierile și în dosarul Mineriadei. Actrița Florina Cercel a fost chemată de procurori pentru a da explicații în calitate de martor. Totul după ce un coleg al acesteia a fost bătut de mineri. De ce ați venit? Nimica, copii, nimica. Un coleg de la teatru a făcut o plângere că a fost bătut, lovit și m-a întrebat dacă mi-aduc aminte. Da, calitate de martor. Minerii, spune el, săracul, el spune că minerii. Dumneavoastră erați acolo, de fapt? Nu, eu repetam trilogia greacă în teatru. Învățam limba. Ați văzut atunci? Nu, n-am văzut, n-am auzit. Și atunci cum vă explicați? Declarația noastră a fost importantă. El a spus că eu l-am îngrijit, săracul, da. Și nu, nu e adevărat.